Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum vestea bună este totuși, nu, cum a zis, zice și domnul președinte, vestea bună este că suntem pe cale să avem un nou guvern după aproape 3 luni de criză, pentru că PNL și PSD s-au înțeles în sfârșit și au împărțit funcțiile. PSD le-a luat pe toate alea bune, au mers la Cotroceni împreună cu DMR și cu minoritățile să-l informeze pe domnul Iohannis că s-a deblocat blocajul. Mă rog, a fost o formalitate cam bizară, oarecum neconstituțională, aș zice, întâlnirea aia de la Cotroceni. Constituția spune că președintele Republicii organizează consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier. Ce înseamnă consultări? Te întâlnești, vorbești, afli, te gândești care ar fi cea mai bună variantă, tu care ai un rol de mediator, faci poate niște sugestii, poate ar fi bine să așa, poate așa. Aici domnul Iohannis a anunțat în urmă cu vreo 3 săptămâni că el nu mai vorbește cu nimeni până nu vă hotărâți voi. A fost foarte bun. Da. Și când vă hotărâți, veniți și ne consultăm în sensul că îmi spuneți ce ați făcut. Dacă așa înțelege domnul Iohannis treaba cu Constituția, mă rog, asta este. La Cotroceni n-au mai fost niciun fel de consultări, ci o întâlnire, care a început ieri cu domnul Iohannis zicând: cred că e bine că am ajuns în această fază. Cred că e bine că am ajuns în faza asta. În faza asta. Faza asta. Da, când a început, cred că e bine că am ajuns, am zis: mamă, stai să vezi că faci o ironie, și zice: cred că e bine că am ajuns în halul ăsta. Dar nu a fost nicio ironie. Nu e cazul. Domnul, cred că domnul președinte chiar este fericit. Adică dânsul este mulțumit, a zis: am ajuns în faza asta. E bine Crăciunul. Da. Mai stătea. Poate ninge. Tensiune. Un schiuleț, cred că l-a distrus asta cu SCA, s-a închis Austria. Nu se mai face. Cred că de asta s-a reprofilat și pe golf. Da. Posibil. Cu încălzirea globală. Nu, a zis că nu mai merge schiul tot timpul, mă rog. Da. Suntem răutăcioși. De fapt, domnul președinte a zis: bine că am ajuns în faza asta, adică în sensul că vom avea guvern. Asta a vrut dânsul să spune, că s-a înțeles altceva și că toată lumea îl privește într-un fel. Asta e vina noastră, nu e vina dânsului, evident. PNL e considerat de răutăcioși. Marele perdant în această nouă alianță de guvernare a devenit un partid minor în alianță, cu mai puține ministere ca PSD, mai puțin importante. De altfel, rezultatul defavorabil pentru PNL al negocierilor e atât de evident, încât la PSD se împart felicitări reciproce, bătăi pe spate, ba chiar se aude că îl ia Olguța Vasilescu. Deci, asta a fost momentul zilei de ieri. Lia Olguța Vasilescu l-ar fi felicitat pe Marcel Ciolacu în felul următor: bravo, Marcele, ai luat și banii de pe pieptul mortului. Este tipic Lia Olguța Vasilescu, care sigur și-a făcut ucenicia politică alături de Vadim în partidul ăla, Partidul România Mare, sau cum îi zicea. Deci este foarte plauzibil. Sigur, la o conferință de presă ulterior, domnul Ciolacu a spus că nu și-aduce aminte să fi spus doamna Lia Olguța așa ceva, care doamna Lia Olguța este o doamnă. Nu crede că ar fi putut spune asta, dar cum presa a insistat, a zis că nu și-aduce aminte. Asta e prost în momente de astea, că nu știi cine vine cu o înregistrare. Că acum toată lumea poate să înregistreze ceva și dacă spui că n-a zis, vine ăla și spune înregistrarea în conferința de presă și te-ai făcut de baft. Așa că mai bine zici că nu ți-aduce aminte. Deci, Marcele, ai luat și banii de pe pieptul mortului, mortul fiind PNL-ul, cum se înțelege. Oricum, domnul Ciolacu pare că știe ce a vrut să obțină dintr-un început. De pildă, l-a prezentat pe nou ministru de la apărare, colegul său Vasile Dâncu. Ce are domnul Dâncu cu apărarea? Nu știm, dar dânsul l-a prezentat pe nou ministru de la apărare în felul următor: decizia majoritară a fost că domnul Vasile Dâncu va fi desemnat din partea Partidului Social Democrat ca să ocupe portofelul de ministru al apărării. Da. Deci portofelul de ministru al apărării a ajuns la domnul Dâncu. Alte portofele au fost împărțite la alte persoane. Este un portofel, portofelul economiei a ajuns la un fost fotbalist care a jucat. Cine? Cum îl cheamă, Adi? Dacă îți spune imediat. Melnicu. E un domn de care n-a auzit nimeni niciodată și nici domnul Ciolacu n-a auzit. Și nici eu nu. Pentru că tu nu ești liderul PSD, sper. Da, dar mai știu fotbaliști. Da. Nu, ci că a jucat la Galați la un moment dat în două meciuri, niște blaturi, chestii de astea. Și după aia a intrat în politică, a fost foarte discret prin Parlament și acum, pac, ministru e la economia. Adică... Humelnicu, Marius Humelnicu. La economie e dânsul, Humelnicu, nu? Humelnicu. Și l-au întrebat ziariștii pe domnul Ciolacu: domne, ce e dânsul? Și ăsta a început să dea din colț în colț: e un cadru de nădejde, e bine, dar, zice, inginer, ce specialitate, a întrebat reporterul. Și domnul Ciolacu nu știa. Și
Și ăștia ai naibii jurnali și au tot insistat: spuneți-ne ce specialitate are domnul inginer. L-ați propus ministru, sunteți liderul partidului. Zice, dar ce face domnul Șoacu? La dumneavoastră în presă, când sunteți promovați, nu e la fel? Nu, au spus ziariștii. Da, asta a fost. La PNL între timp este nervozitate foarte mare. Mulți lideri locali sunt nemulțumiți. Unii de alianța cu PSD, alții că n-au obținut mai mult din alianța cu PSD. Au început să apară declarații publice vehemente împotriva conducerii. Conducerea, domnul Cîțu se poza pe la o terasă, stătea pe o băncuță pe afară singur, cuc, nu-l mai bagă nimeni în seamă. Cerere de demisie. Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, până în urmă cu cât? Două luni și un pic. Altfel, membru PNL din 1990 încoace, cred, și-a anunțat demisia din partid ca urmare a noii alianțe cu PSD. PNL a murit în pat cu PSD, a mai spus Ludovic Orban. Deci aici suntem, probabil că joi vom avea un guvern nou și în sfârșit se face liniște ca să se sting luminile. Se sting luminile, se face liniște ca să se guverneze nederanjați, ca să guverneze oamenii ăștia nederanjați. Mă rog, cred că o să înceapă cu o pauză guvernul ăsta, că urmează sărbătorile de iarnă, Moș Nicolae, Sfântul Andrei, ziua națională acum. Eu cred că le e foarte foame și o să înceapă cu un ospăț. Crezi? Așa cred. Bun, prieteni, am vrea opiniile voastre și răspunsul la aceste întrebări. Cum vi se pare această guvernare PNL-PSD pentru noi, cetățenii? Ne va fi mai bine ca până acum sau ne va fi mai rău ca până acum? Și nu vă luați după discursul meu, că eu sunt răutăcios, așa sunt eu de felul meu. Poate că, cine știe, putem să vedem și partea plină a paharului. Faptul că o să avem o alianță de guvernare cu o majoritate atât de importantă în Parlament, undeva peste două treimi au toți, și două partide mici în opoziție, AUR și USR, poate că asta o să dea stabilitate guvernării și poate că, cine știe, oamenii o să facă ce trebuie. Deci cum vi se pare că o să fie această guvernare PNL-PSD pentru noi, cetățenii, și ce șanse dați acestei coaliții de guvernare să reziste până la alegerile din 2024? Avem câteva minute să vorbim imediat. Sunați-ne la 0372069599 și spuneți-ne ce credeți. Și de asemenea puteți să ne dați, chiar vă încurajăm să ne dați mesaj audio pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. Deci telefonul nostru 0372069599. Vă așteptăm în câteva minute. Probabil că până la sfârșit tul săptămânii vom avea guvernul în funcție, guvernul PNL-PSD-UDMR minorități, în opoziție USR și AUR. Întrebarea noastră, mă rog, vrem opiniile voastre și răspunsul la aceste întrebări. Cum vi se pare că va fi această guvernare PNL-PSD și restul pentru noi cetățenii? Ne va fi mai bine ca până acum sau credeți că ne va fi mai rău ca până acum? Și ce șanse dați acestei coaliții de guvernare să reziste până la alegerile din 2024? Pentru că politicienii vorbesc de o rotativă și de schimbarea funcțiilor peste un an și jumătate, dar am văzut chiar zilele astea ce valoare au declarațiile politicienilor. Hai să spunem alo. Să bună dimineața. Cu Mihai, de exemplu. Bună dimineața. Salut. Bună ziua, Mihai, mă numesc din București, măsuri. Salut, Mihai. Și pot să zic, mă bucur că ați dat așa, ați îmbrăcat într-o formă de umor toată tragedia asta. Este tragedie. Sper să nu crape această țară care pârie oricum. Mi se pare că va fi mai rău. Nu avem nicio șansă, adică de ce va fi mai rău? Uite, ca să fiu eu avocatul diavolului, sunt partide, mai ales PSD. PSD-ul are experiență în administrație, a guvernat foarte mult în ultimii 30 de ani, deci știe în principiu ce ar trebui făcut, nu? Cred că domnul de la economie, domnul Hulmenic, cred că va fi mai slab decât domnul Andrușciac. Andrușca, cred că din Neamț. Da, așa e. Dânsul, domnul Andrușca, avusese, cred, o vulcanizare, deci avea experiență antreprenorială. Și, băi, e un business important. Ai văzut toamna și primăvara ce aglomerație e acolo, trebuie să fii bun organizator. Avem și mesaje destul de multe în această dimineață, apropo de guvern. Ce mai vulcanizare? Bună dimineața! Bună! Apropo, dar domnul cu plăcuța, cu mașina din Suedia, cu plăcuța de matriculare, asta e o răută. Pare cum trebuie să o modifice acum. Păi n-are ce faci. Andrei, ești în direct, bună dimineața. Salut, Andrei, te rog. Bună dimineața, veci. Bună. Pentru mine este o mare dezamăgire această alianță, având în vedere că PSD-ul deja a început cu numirea acelui domn la un minister cheie, un domn care n-are niciun CV în privința asta. Și mai mult decât atât, eu sunt sigur că vor face în așa fel pe cei de la PSD, încât vor băga iarăși băcii prin gard și vor crea o instabilitate politică
Păi ce interes ar avea să creeze PSD-ul instabilitate politică acum când sunt în guvern? Pentru simplu fapt că Marcel Ciolacu este un extraordinar de bun, cum să spun, o persoană care știe a negociat foarte bine ceea ce și-a obținut mai mult decât și-a propus inițial. Da, mă refer la numărul de ministere, mă refer la funcțiile de la deconcentrate despre care se vorbește. Deci, părerea mea, asta este. Din păcate, în calitate de simpatizant al Partidului Național Liberal, vă spun doar că PNL-ul este într-o cădere liberă și nu prea văd să se oprească prea repede. Odată și cu ieșirea din partida lui Ludovic Orban și acelor colegi parlamentari. Mulțumesc foarte mult pentru opinii. Acum, apropo de negociere, nu știu dacă a fost PSD-ul foarte bun sau PNL-ul foarte slab. Da, bună observație. Florentin, ești în direct. Bună dimineața. Bună, Florentin. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, te ascultăm. În punctul meu de vedere, s-a întâlnit Tusea cu Junghiul. Nu spune o vorbă de popor. Mamă, ce răi sunteți. Nu, hai, domnule, cineva răi, care să spună că e bine. Păi haideți să fim un pic realiști. PSD-ul tot timpul a avut o problemă cu codul penal și codul de procedură penală. Eu vorbesc din punctul și din calitatea mea de jurist, ca și consilier jurist. Da? Deci ei tot timpul au avut probleme cu legea. De ce? Ei au furat cu acte legale pe românește, ca să înțeleagă toată lumea. Legal. PNL-ul, ăștia nu știu nici să fure. Ăștia sunt mai decât permite legea, să nu intru în detalii. Dar haideți un pic să ne abatem un pic de la subiectul ăsta. Vreau altceva să vă aduc în atenție și să dezbateți alt subiect care este mult mai important. Pe scurt, te rog. Pe scurt. Articolul 53 din Constituție, să vă uitați, alineatul 1. Toată lumea, este vorba la ora actuală că nu te primește în magazine și așa mai departe, fără certificatul verde. Din câte știm, legislativul în România este Parlamentul, da? Da, mulțumesc. O să discutăm și asta, promit. E un subiect la zi, dar acum să ne concentrăm pe povestea cu nou guvern. Mai departe. Salutare, băieți. Bună dimineața. Am fost la vot ca să nu mai fie PSD. Cea mai mare dezamăgire pentru partidul ăsta, PNL, că ne-a trădat pe noi, ăia mulți de ei am votat. În rest, șanse prea mari să ajungă în 2024. Pe bune! Da. Bine. Mulțumim! Ce bun a fost! Pa! Lucian, bună dimineața! Bună dimineața, da. Lucian! Salut! Bună dimineața, băieți! Te rog! Bună dimineața! Hai să încep până vă facem un pic să zâmbiți. Cum îl cheamă potomul ăsta? Da, cum îl cheamă potomul ăsta? Cu Melnic? Melnicu. Da, intră în primul 11? Intră. Intră, domnule, în primul 11. Deci joacă titular? Păi da, e chiar pe post important, mijlocaș ofensiv la economie, e treaba. La un moment dat în viață ți se face dreptate. Dânsul n-a prea prins echipa la fotbal și a prins la politică. Da. Ce să vă zic, referitor la subiectul vostru, interesant. Până când nu vom face ceva asemănător, mă rog, cum s-a întâmplat în Ucraina, în care politicienii au fost băgați în tomberoane, noi nu vom avea liniște și nu vom avea un trai mai bun. Țineți minte, mă, acum ceva timp, devenise o zicală chiar, etc. PSD. Da, bine, mulțumim frumos, nu mai avem timp, din păcate, ți-am spus, mai aveam un minut de discuție, o să vedem ce se întâmplă. București le-am duce toate, cum se spune, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.